Moși frumoși. Deci ei acum nu știu care are de câștigat din întâlnirea asta noastră, pentru că toată ziua ești prins în tot felul de activități care sunt uneori apăsătoare, uneori sunt mari consumatoare de resurse, de nervi, de orice, mari consumatoare, și vii, știu eu, îngrijorat, am mai greșit și drumul, m-am dus în altă sală prima dată, și când am intrat în sala asta, îmi dau seama că mai avem o șansă. Avem o șansă în România, pentru că dacă așa arată, așa ar arăta toată România și toți oamenii din jurul nostru, cum arătați voi, și fizic frumoși, și privirea corectă, și atitudinea potrivită, eu m-aș duce, aș ieși la pensie, vă dau cheile și fiecare ne vedem de nostru. Neluva, scuzați-mă, domnul director, deci, dar noi ne știm de foarte multă vreme și eu mă simt dator să vorbesc pe numele Mică, așa am învățat lucrul ăsta la niște prieteni, într-un stadiu bursier în Franța. Deci Neluva a povestit din perspectiva, așa cum v-a amintit, a directorului, a managerului. E adevărat, eu am avut o altă cale, dar calea asta, cu siguranță, nu mi-am ales-o în momentul în care eram de vârsta voastră. Asta s-a întâmplat. Când eram de vârsta voastră, credeți-mă, gândurile mele, cred că erau, sau visele mele la momentul acela, erau la jumătate de gând, sunt chiar ale voastre astăzi. Și vă pot și explica, deci era și contextul de așa natură atunci, pentru că eram într-o societate ceva mai închistată, care nu ne permitea să gândim prea în față și trebuia să ne raportăm doar la ceea ce era în jurul nostru, vorbesc de anii de dinainte, din 89, când acasă, da, dacă îți spuneau părinții că la modă este ingineria, ne-am dus cu toții cu lucru la inginerie, eu sunt pe profil facultate inginerie, facultate electrică, chiar dacă astăzi fac cu totul altceva, nici măcar IT nu fac, pentru că IT-ul este, eu fac management în IT, ceea ce este cu totul altceva decât IT-ul pur, însă sunt convins că voi astăzi chiar aveți și îmi place foarte mult ce am stat acolo, am încercat să fac și o baliere, să văd pe unde gândesc oamenii astăzi și mai ești egalitate între facultățile de IT, facultățile de medicină, Academia de Poliție și educație. Foarte interesant, foarte interesant. Toate sunt extraordinare. Dar e un indice care poate fi măsurat, cred că, de sociologi în sensul ăsta. Despre succes, ne spunea Toni, la mulți ani, Toni, la mulți ani Costel, Costel Macovei, în sală, la mulți ani Costel. Ceilalți poate sunt sub pseudonim prezenți, de asta nu am apucat să mai văd care mai sunt Constantin și Elena. Succesul este evident, noi facem filozofie aici, dar el are o mare doză de relativitate. Succesul e ceea ce poate fi văzut succes de, știu eu, Costel, s-ar putea de Neru, de Toni sau de mine să fie în altul sau invers, da? Și uneori stăteam ani din urmă și mă tot gândeam, când am avut eu oare succes? Care a fost cel mai important succes pentru mine? Atunci când, cu multă trudă, cum știu că o faceți voi acum, am reușit să intru la facultatea de electrotehnică, era un examen destul de sever, așa vă spun un mic secret, de fapt nu e un secret, doar din, și eu provin dintr-o familie nu foarte avută, am fost patru copii acasă, tata lucra, era strungat și mama casnică, da? Sunt din Onești deloc, deci nu am avut nici de cum lapte și miere acasă, mi-a fost relativ greu și mie și atunci a trebuit să ies din această buclă, da? Și chiar onest am fost primul, eram și cel mai mare copil acasă, primul cel mai mare dintre și am fost primul care am reușit să merg să fac o facultate din familia extinsă, dintre veri și toate celelalte, deci cumva am spart barierele respective. Ceea ce pentru mine a reprezentat atunci un succes foarte mare. Ăsta a fost succes? Un semn de întrebare. A fost succes când, știu eu, am făcut sport în tinerețe, eram în lotul național de judo și am și campion național. A fost succes? Interesant. M-am făcut foarte mult, am considerat cel mai mare succes la momentul ăla. Cum am considerat cel mai mare succes când am luat la facultate. A fost succes când, după ce am terminat facultatea, m-am dus și m-am angajat asistent universitar la Facultatea de Electrotehnică, pentru o bucată de vreme am lucrat 6 ani acolo,
Era un vis pentru mine. Da, am zis, a fost succes, extraordinar. Sau a fost succes când am făcut o firmă, am vândut-o pe multe milioane de dolari, euro, sau a fost succes atunci când am descoperit că am o familie frumoasă, că am copii mari, când copilul meu a luat la facultate. Deci, veți descoperi, sunt multe leere, multe modele ale succesului. Ce este important pentru voi este, așa cum sunteți astăzi, să vă păstrați această atitudine în care simpla prezența voastră aici în sală, în momentul când afară e cald, e frumos, este primăvară, hormonii, duduie, nu știu ce, voi ați venit aici ca să ascultați doi acuși pensionari, și ori fi vrând și ăștia, Nelu, scuză-mă, dar asta e, eu am spus, eu mâine aș da cheile la copii ca să mergeți pe odihnim. Și ați venit aici, deja ăsta e un succes pentru voi. Astăzi, societatea noastră are o mare lipsă. Are, lipsa asta este lipsa de implicare. Nu se implică lumea. Ok, acasă copiii nu se duc să învețe, angajații nu-și fac task-urile, funcționarii publici nu respectă procedurile, toată lumea este așa într-o zonă din aceasta de relaxare. Iar faptul că voi sunteți implicați, și mă întorc, simpla voastră prezență aici, înseamnă implicare după mine, mie mi se pare deja că sunteți pe drum cel bun către succes. Așa cum îl veți considera la momentul respectiv. Așa cum vă veți bucura de el la momentul respectiv. Sunt multe lucruri. Noi vă putem face de acum până mâine dimineață, împreună cu Nelu, cu Tony, cu domnul profesor, stăm la povești cât vreți voi, dar timpul e important și el. Și mie îmi place foarte mult dialogul, da, între noi, pentru că așa câștigăm și înțelegem care sunt și nevoile voastre de informații și noi vă putem împărtăși din experiențele noastre. Dar vreau să vă spun un singur lucru. Și după aia mă duc în banc. Americanii, e o lecție care chiar totuși aș vrea să vă spun pentru că este esențial. De ce oare de ce am avut succes? Cum vă spuneam, pentru implicare. Dar mai tot din zona aceasta a implicării mai e o chestiune. Spunea un foarte bun speaker american, dați naibii americani la discursuri de-astea motivaționale, și spunea el la un moment dat, domne, e o chestie răspândită, dar eu pe ăla l-am auzit prima dată. Urmă am aflat că au același vorbe și evrei și le-am prăbut pe aia în românești. Și spunea, domne, sunt 10 cuvinte care dacă le înveți, ai succes extraordinar în viață. Poate le-ați mai auzit, poate vă fi. Deci spune așa. În românistă cred că ies mai multe, că noi suntem mai mari povestitori. Spune așa. Mulțumesc. Te iubesc. Vă rog frumos. Ce pot să fac pentru dumneavoastră? Dacă viața voastră este urmată, da, de această, știu eu, gândire și să o purtați cu voi, să nu fie doar o chestiune formală, sunt convins că veți avea succes. Mă așez în bancă și mai stăm de vorbă. Mulțumesc!